Masca de protecție a devenit obligatorie în toate spațiile închise și deschise, fiind doar câteva excepții, precum reprezentanții cultelor religioase. Comitetul pentru situații de urgență a anunțat faptul că masca de protecție va fi obligatorie în toate spațiile închise și deschise, fiind acceptate doar anumite excepții. De exemplu, reprezentanții cultelor religioase nu vor purta mască de protecție în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane. La urmă, ar trebui să aibă aceleași obligații ca toți cetățenii acestei țări. Deci legea ar trebui să fie una pentru toți și nu aplicat așa cu înțelegeri, ba pe la Cotroceni, ba prin dealul Metropoliei și așa mai departe. Deci nu există așa ceva. N-ar trebui să existe așa ceva. Într-o societate normală, când ieșim pe stradă, toți suntem cetățeni. Da? Indiferent de religie, de sex, de vârstă, de ce doriți dumneavoastră, de pregătire, de tot ce doriți. Pe stradă suntem cetățeni, toți. Avem aceleași drepturi, ar trebui să avem aceleași drepturi, ar trebui să ne respectăm la fel. Practic nu e bine pentru ei. Una e să fii o persoană publică, nu știu ce, și alta să fii preoțimă. Asta e părerea mea. O altă excepție sunt copiii cu vârstă sub 5 ani, precum și prezentatorii TV și invitații acestora, dacă se respectă distanța de 3 metri între persoane. Păi pe undeva n-ar fi corect. Dumneavoastră spuneți că ar trebui să se protejeze și el, chiar dacă susține da, o... E absolut. Da, așa ar fi normal. Dar fiind... Se aude bine de mine, aia e foarte. Păi are microfoanele, nu... Nu, tot partea, da. Nu vor purta mască nici persoanele care desfășoară activități fizice intense și sau în condiții de muncă solicitante, temperaturi ridicate, umiditate crescută sau activități sportive.